Aș vrea să vă spun de la început o chestie care e extrem de importantă. Vedeți, acolo vorbim de crizele primilor șase, șapte ani de căsnicie. De regulă, atunci când vin cuplurile la consiliere, asta este prima mea întrebare care le o pun. Cum au fost primii cinci, șase ani? Ok, știu că au fost probleme, că dacă n-ar fi fost probleme în primii cinci ani, n-ar fi ajuns la consiliere, înțelegeți. Dar o să vedeți. În viața copiilor noștri, vă rog să rețineți astăzi, primii cinci ani sunt cei mai importanți ani din viața copilului dumneavoastră. Înțelegeți? Dacă ați scăpat ăștia primii cinci ani, greu mai poți recupera anumite lucruri. Încă o problemă legată de crize și merge tot în cadrul acesta. Trebuie să realizăm copilăria. Viața este o succesiune de crize. Vă rog să nu uitați, da? Oamenii fug de crize, nu, obișnuiți-vă cu ele. Vă rog mult. În familie, oriunde, mai ales în relații. Este o succesiune de crize. Însă se spune așa. Observați cum intră copiii. Plângând, pleacă de lume plângând, ceea ce ne spune că asta e viața noastră. Acum, a, crizele copilăriei, dacă ele nu se încheie, se încheie bine. Pragul acesta de la copilărie spre preadolescență și rămân lucruri nerezolvate, vă rog să rețineți, vor intra cu ele în preadolescență. Pragul dintre preadolescență și adolescență, la fel, acum, vedeți, se dublează, se adună ceea ce nu s-a rezolvat până în copilărie preadolescență și copilul în adolescență. De aceea, perioada asta este cea mai cumplită perioadă. Pentru cei care veți adolescenți, chiar vreau să vă rog, să nu vă gândiți că sunt nebune o razna, să nu, este... Crize, sunt confruntați cu crize normale, nu da? au și de pe șine, cum se spune. Dar acolo, credeți-mă, au nevoie și de mama și de tata. Absolut. Dacă unul din ei lipsește, vor fi probleme. Vorbeam cu, pot să zic numele, nu? Nicu și uh, Nicoleta, da? Zic bine? Uh, o problemă și vă spun vouă tuturor. Știți, Fetele dumneavoastră, prin prisma cui își vede viitorul soț? A tatălui. Dacă tata este un soț fain, iubitor, afectos și trebuie să încercați să fiți afectoși, respectos, Știți ce spune fata? Așa vreau un soț ca tine. Vă spun din practică, sunt înaintea Domnului, vreau să vă spun umil. Cele patru fete ale mele știa că eu duceau, duc flor la soție, sunt romantic, ok? și îmi spuneau, tată, așa ne dorim un soț ca tine. Vă garantez, Dumnezeu le-a binecuvântat, așa soți au. Frumos! Aleluia, slavă Domnului! Ei, acum, doamnelor, prin prisma cui văd băieții voștri viitoarea soție? La voi, mama! Și la fel, dacă mama este afectuoasă, așa vă spune. Dar o să vorbim acum să vedeți cât de importante sunt aceste perioade. Acum, iarăși, mediul de familie este extrem de important. Ah, uh, n-am timp să mă întorc, că trebuie să și fug după ceas, dar aș vrea să vă spun, uh, câți din voi obișnuiți să dați binecuvântarea copiilor voștri, de când sunt mici? Că, ascultați, nu la biserică uh, propriu zise bine cuvântare, încep din casă, acolo e public. Nu la căsătorie, da? Asta vă rog să rețineți. Câți mă sunt obișnuiți să dați binecuvântarea? Și acum mai dau binecuvântarea copiilor mei. Obișnuiți, da? Vă rog, tații. Am un cuvânt frumos, prieten, spucăiește te frate. Adică vreau să vă să pe soția ta, știi că ne cunoaște. Da, și eu m-am pocăit, și eu m-am pocăit. Întrebarea numărul 2. Cărui copil îi dăm noi binecuvântarea? Celui care merită sau care nu merită? Bravo, bravo. Întrebarea biblică. Cui a dat Iacov binecuvântarea? Și pe ce bază? Da? Sunteți de acord pe bază de favoruri? Iacov. Iacov. I-a spus așa, țineți minte. Îl ia pe... Uh, Scuzați-mă, am greșit eu. Isaac. E greșeala mea. Scuzați-mă, Isaac. Mulțumesc. Uh, da. Dar să știți că Iacov l-a moștenit pe tata. Vă garantez dacă vă uitați în Biblie. Isaac. Exact. El avea aproape 100 de ani, zice Biblia. Și ce i-a spus lui Iacov? Cine știu? Uh, lui sau? Zitare. Așa? Și după aceea, ce să fac? Adică, întâi mi-aducerea gurman, așa e, de mâncare, și după aceea te voi binecuvânta. Și dacă, exact condiționat. Deci nu dăm binecuvântarea pe favoruri. Iacov, acum, vedeți familia împărțită acolo, da? Și favoritismul în familie este păcat, dragii mei. Este păcat. Cine era favoritul lui mama? Iacov. Mama. Favoritul lui tata? Esau. Esau. Dar de ce? Iacov era favoritul lui mama, mâncarea mama de băiat. După exact, după fusta tot timpul pe la bucătărie. Era bucătarul lui mama, nu? Așa este, da? Eu invidiez, am doi genere, că eu nu știu să gătesc mai anii, Fac și acolo papara, nu știu ce, mă mai ligă, fac, dar când îi văd pe Robert, pe acum fac mâncare, n-ai treabă. Ok dar la o pe doamnă cam o să, să ți-e binecuvântată cea mai bună bucătărea să vă spun ok bine, mă, mă întorc înapoi observați acum ce face mama pentru că, așa spune Biblia îl iubea mai mult pe Iacob, tata iubea mai mult pe oh. capul acolo deci vedeți, eu de asta vă spun, Biblia am o carte atât de scumpă, îmi răspunde la toate problemele vieții, asta le spun la, la cursuri care vin studenții Oameni buni, noi facem o consiliere cristocentrică. Biblia este suficientă. Ok? Și tot ceea ce vedeți că dau psihoterapeuți, cu ce tata ai, ce mama ai. Băi, copii, cu mii de ani înainte, Biblia mi-a spus. Doar să citim cu atenție. Acum, fiți atenți, o problemă. Băieții cresc mari, cine a semănat ura între ei? De unde au învățat? Părinții. De unde a învățat mititelul de acolo să minte. Interesant de la maică să... E ceva ciudat dacă vedeți acolo. Când vine Iacov, trec repede pe istoria asta, dar el vine la tata și vă aduceți aminte, o face repede mâncarea, o uh, uh, face mai să nu face el, că Iacov nu știe să facă mâncare, așa -i? Și vine mâncare la tata. Și ce spune când vine așa repede Isaac? Wow! L-ai și găsit, dragul lui tata! Ce răspunde băiatul ăsta pocăit? că era adolescent. Ai văzut, mânca la tata, să poți să crezi minciuna COVID-ului. Auziți, parantez, mă aduc aminte și voi știți la fel. Când copiii mei făceau greșeală, știau ce așteaptă, că e, nu mai avem voie acum, barnevernetul nu ne dă voie. Dar ei știau ce așteaptă. Și când știau, Băi, ai făcut. tata, spune frică de Dumnezeu. Băi, mai baci pe Dumnezeu aici. Să înțelegeți. Adică, să crezi minciuna lui. Acum, ascultați-mă. Dacă nu ești vindecat de bolile din copilărie, s-ar putea să ai probleme la tinerețe și chiar când ești adult și în, și în cuplu. Ca să ți miți nevasta frumos, draga mea, spune frică de Dumnezeu. Îl baci pe Dumnezeu la mijloc. Ieri alții vă spun pentru că am întâlnit oameni de genul acesta. Ceea ce spunea că mintea lui așa a fost crescut să minte. Așa este chestie patologică. Dar acum, după ce dă toată binecuvântarea, de ce vă spun acestea? Că intrăm acum în domeniul acesta. Influențele parentale sunt foarte, foarte importante. Non-verbal comunicăm, dragii mei, nu cuvinte copiilor noștri. Zice așa, copiii sunt oglinda părinților. Uh, am o veste faină pentru voi, mm, cum să zic, nici nu știu cum să o pun, să nu credeți că mă autoinvit. Uh, în perioada în care a fost COVID, a fost cea mai bine cuvântată perioadă pentru mine, pentru că am scris un manual, Parenting Creștin. Pentru că am văzut, m-am dus tot așa la o conferință și erau două, trei cupluri. Păi zice, hai că aici undeva la noi ce niște psihologi, țin parenting. Și mă gândeam ce, în ce vorbesc ăștia, ce spun. Aveți libertate din partea mea să intrați pe toate uh, site-urile astea și să vedeți unde apare Dumnezeu în site-urile lor. Nicăieri. Și atunci Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac acest manual, pare din creștini. Fiecare literă o să vă comunic reprezintă o secțiune, printre care foarte mult merg pe influențele parentale și tipul de părinți care sunt. Șapte tipuri de părinți. Nu intru în asta, doar când avem timp și dacă vreți, vedeți că aveți acolo adresa noastră de uh, site-ul, da? Consiliere creștină acolo, Cristocentric, acolo am și manualul. Acum, acolo spun așa, deja băieții erau mari. Iacov, știți foarte bine, a plecat la Padamaran și după ce termină toată această scenă pe care voi o știți, a rămas surprins de o problemă. Uitați ce spune doamna Rebecca, foarte interesant, cum încearcă și doamnele, nu-i vorba de voi, doamnelor, în mod sigur, da, e vorba de Rebecca aici. Vine Rebecca la fratele nostru Isaac și spune, auzi iubitule, m-a scârbit de viață din pricina fetelor lui Het, nu se oprește aici. Dacă Iacov va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele țării acestea, la ce mai este bună viață? Cine din voi, doamnelor, voi acum, puteți să spune care era scopul în spatele cuvintelor? Totdeauna să aveți în vedere când oamenii spun cuvinte, ce se ascunde în spatele cuvintelor? Ce credeți că se ascundea în spatele cuvintelor? Care era planul la doamna Rebecca? Uitați-vă la versetul 1. 28. Iacov a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca să nu ție nevastă dintre fetele lui Cain. Du-te la Padamaran. Acum fiți atenți, aici era Esau, fratele lui și a auzit ceea ce spune și mama și de acord și tata. Și acum la versetul 6, foarte interesant este, Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și l-a trimis la Padamaran ca să-și ia nevastă de acolo și că Binecuvântându-lui de dusie porunca aceasta, să nu ție nevoastră nevastă din de fetele lui Cain. A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padamaran. E sau a înțeles astfel că fetele lui Canaan nu îi plăceau tatălui său Isaac. Și Esau, sau, fiți atenți, doamnelor, mamelor, s-a dus la Ismael, el a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea pe Mahalat, fata lui Ismael, fiul lui Avram și sora lui Neba. De ce? Mulțumesc, Alin. Exact. Acum, eu vreau să vă spun, ăsta e masochist. O să vorbim puțin la limbajele dragostei, în mod special, sunt cinci răni, asta nu să vă spun, în pare din am studiat, pe care copilul îl poate forma în, în, perioada în care e în familia ta. În același timp, aceste cinci răni le la niște măști pe care și le pun. Și le vor purta până se căsătorește și după. Ideea este cum ajutăm copilul să-și dea măștile jos. Dar la vremea potrivită o să vă arăt asta. Uitați-vă chestia care a fost el. Ăsta de ce era masochist? Aha. am auzit, mamă, mă, nu-ți convine? E tocmai de aia? Îți mai dau? Este că avem copii de genul acesta? Acum, problema nu e copilul, vreau să observați. Așa e? Problema ce? Părinții. Vedeți mediul în care a crescut? Sigur, ea, sunt patriarchi, nu-i vorbim de rău, dar învățăm. Și problemele au crescut. Și acum uitați-vă, la cu o chestie. Atenție mare cum ne învățăm copiii noștri să se roage. Pleacă Iacov, țineți minte, spre Padamaran. Și știți, parcă la scară cerului, dacă nu mă cer, se întâlnește cu Dumnezeu, așa este? Și fiți atenți, Dumnezeu îi spune direct lui Iacov, îți voi da mâncare, îți voi da haine să te îmbraci, voi fi cu tine la plecare și la întoarcere, ok? S-a întors după vreo 20 de ani. Cine din voi și aduce aminte că Iacov răspunde, deci avea comunicare cu Dumnezeu, fiți foarte atenți, modul în care îl facem în familie influențează copiii noștri, adolescenți și tineri. Modul în care tata l-a învățat pe Iacov, acum Iacov stă de vorbă cu Dumnezeu, știți cum se roagă el? Dumnezeu spune, îți voi da harană, Doamne, dacă îmi vei da hrană. Ați observat în Biblie? dacă vei fi cu mine, dacă, de unde au zis el asta? Alex este foarte adevărat. Fraților, încă o chestie care vă spun, totul în acest context, vorbeam cu câțiva la premarital o chestie. Mediul în care tu crești contează foarte mult. Există organizația lui Jess McDowell România, care a luat un interviu cu câțiva ani în urmă să vadă care este imaginea de sine la tinerii din lumea seculară și la tinerii din lumea asta noastră religioasă creștină. Știți ce m-a surprins? 10% mai mult pentru lumea seculară avem imagine de sine bună. Cu 10% mai mult decât a pocăiților. Dragii mei, mi-a pus o mare întrebare și vă pun vă astăzi. De ce credeți voi? Fata aceasta a prins imediat ideea. De ce credeți că e acest procent. Și dacă stați de vorbă, uitați-vă și site-urile spun astea, vino, ai probleme cu imaginea de sine, oh, vezi că e potențial în tine, bla bla, nu știu ce, e că? Spuneți-mi, vă rog, de ce asta? De ce la noi, la pocăiți, a fost mai scăzut cifra asta, procent? E simplu de răspuns. Zi mai tare! Critica părinților părinții critici, altceva. Ce standard cerem noi copilor noștri? Perfecționiști, e okay. bine? Și spui, nu-i cum trebuie. Câți din noi, spre exemplu, că vorbim de aceste aspecte, îi spuneam așa, nu știu, la perioada voastră, așa, uite, tata, mama, dacă tu nascuți, să știi că Domnul Isus te pedepsește. Ceea ce era o eroare. Copilul tău Va crește cu frica, așa de Dumnezeu. Wow! Când greșesc, Dumnezeu lovește mine. Oi, uitați-vă, lucrăm cu ei în psihoterapie, lucrăm cu ei în consiliere, pentru că se învinovățesc, au atâtea vine. Păi, da, de unde e aceasta? Am găsit o persoană care crede din toată inima că Dumnezeu a iertat-o, o tânără, dar a zis, eu nu pot să mă iert pe mine de ceea ce am făcut eu. Vă dați seama cât de greu lucrez aici? Și atunci, asta e ideea. Vedeți? dacă tata nu condiționa copilul, îi dăm binecuvântare necondiționat. Este? Asta e foarte important. Mă pot deschide față de voi? Da, nu e cad confidențial. Alex, te ajută ceea ce am să spun. Băiatul meu cel mai mare l-a lăsat soția din fidelitate, a plecat cu altul, a plecat, a trăit, are trei copii în plus, primii la Domnul meu s-a recăsătorit. Când a venit în România, vreau să vă spun asta, eu n-am să uit niciodată ce s-a întâmplat cu mine. Nu a fost de la mine. El a lucrat în Spania. Când a venit, acolo cred că știți puțin, la da, legile Spaniei. Dacă soția te-a tu nu-i faci nimic absolut. Te-a dus, te turnat la poliție și te-a arestat, faci așa, știți situația. Da, da, nu e problema. Și acolo poți să fii și director de bancă, orice, faci pușcărie, cel puțin 50 de zile. Și un șef a zis, placă repede România, că acolo ai făcut cu numea un ce În fine, Istoria mai lungă. Dar când a venit băiatul meu acasă, vă rog să mă credeți, primul lucru pe care l-a spus a fost acesta. Tată, te rog foarte mult să mă ierți. De ce, tată? Am lovit în onoarea ta, ți-am stilbit onoarea. Te știu o țară întreagă. Tată, iartă-mă, te rog. Frați, cum și surori, vă rog să mă credeți, nu exagerez. M-am dus și l-am îmbrățișat. Și-a zis, pui tu ești mai de valoare decât onoarea mea. Tu ești mai vororos și nu e așa? Și-au trecut 15 ani. Domnul l-a refăcut și-a refăcut viața. Nu și-a văzut băiatul Alex, asta vreau să vă spun, nu și-a văzut băiatul de 15 ani, nici nu-l vede. Doamna are încă trei copii, mă rog, născuți așa de la trei bărbați. Ceea ce am vrut să vă spun, Vă rog, în numele Domnului, aveți grijă de copiii voștri, nu doar ce le spuneți. Zitare. Exact, este extrem de important. Este extrem de important. Vedeți, am vrut neapărat să spun asta aici la început, pentru că urmează să vedem ce se întâmplă la începutul căsniciei, uitați-vă, vă rog, maniera de adoptare, exercitarea rolului conjugal este determinată de socio socioeducațional, social și educațional, tributare modelul de rol conjugal preluate, cunoscute și interiorizate în cadrul familiei de orientare. Deci am dat exemplu până aici. Și asta este la modul general, principial. De obicei, soția preia și imită mai mult sau mai puțin conștient conduita de rol a propriei mame ale sale, pe care le integrează, le filtrează prin intermediul propriei sale personalități. Așa este mamelor. Este adevărat acceptați să se taie cordonul umbilical la fete când se mărită, bine? Vă garantez încă un lucru, aveți chestionare, dar le faceți voi acasă. De regulă, dacă fata nu-i mulțumită de mama, vă garantez un lucru. Și fiecare fată are așa în mintea ei, scripește, înțelegi că de puțin, n-am să fiu ca mama, prea severă, prea dură, n-am să fiu așa. Știți ce vreau să vă garantez? Ziceți voi. Mulțumesc, o să fie la fel și profesorul meu care ne-a predat consiliere și am constatat și eu spune așa, după ce s-a căsătorit fica mea, zice el, a spus, are o femeie, vă spun, este pâinea lui Dumnezeu, cum țin o femeie, de o pui la suflet, zice, brother John, din să vă spun ceva, zice, așa a zis fata mea, numai că, după ce s-a căsătorit într-o zi, vine la mine, a văzut că era foarte dezamăgită. Mami, I have to tell something. Mamă, am să spun ceva. Spune. Uh, uite, zic, trebuie să spun. Uite ce am pățit, așa am pățit. Exact ce a spus că n-am să fac ca tine. Astăzi am făcut exact ce ai făcut și tu. Deci, de deci ce vă dau acest exemplu? Să fim încă în plus conștienți că vrem, nu vrem copiii iau aceasta de la noi. Și am dat și un text biblic, nu-l citesc din criză de timp, îl aveți în scriptură. Acesta merge mai departe. Așa, în mod similar, acum observați, soțul reproduce în comportamentul său de rol maniera relațională atitudini expresii de comunicare preluate din mod conjugal oferit de tata în cazul unor probleme de identificare în dezvoltarea personalității. Deci vedeți, așa că interesant, suntem doi care avem roluri diferite. De acord? De a spus soție mele, dragi, vă spun și vă iubirea mea, I'm sorry very much n-am să fiu în femeie niciodată până mor. Că nu pot. Și tu n-ai să fii bărbat până mor. Nu poți. Sunt eu dar nu putem unul fără celălalt. Înțelegeți? Uitați-vă bine la voi și la mine. Am doi pantofi, unul piciorul drept, unul piciorul stâng. Nu pot să bag stângul în dreptul, dreptul în stâng. De acord? Aceeași problemă este în cuplu, dragii mei. Dar vrem, nu vrem, preluăm astea. Și am avut câteva întrebări care vă dau răspunsul. V-ați gândit bine că prin căsătorie, unul dintr-o familie, altul din alta, venim cu două pacaje, două modele. Și vrei, nu vrei, unde ești candidat la căsătorie, vasilică și cu prebita. ta, am sorry, când primești soția, primești la pachet și soacra și socru cu tot neamul. Sunteți de acord? Ne punem de acord? Vreți, nu vreți? Asta este. Și acum vedeți că aici e problema care apare în cuplul nostru. Cine are dreptate? familia ta, hai să spun, familia lui Florin sau familia lui Alin. Și sigur că Florin a spus, mă, la mine, uite, mama a fost așa, el spune, nu, la mine a fost altfel. Și aici apar primele conflicte, conflicțiale, înțelegi? Vă rog să realizați un lucru, e garantat ce vă spun. Cuplu creștin, Dumnezeu a îngăduit să avem conflicte, a îngăduit, pentru că în conflicte Vine bine, la conflictul a frecat ceva de altceva. Soțul de soție, soția de tine, nu te speria. Vezi cum te modelezi mai bine. Lor le-a spus. Într-o dimineață, așa cum spuneai tu, cu cafeluța mă duc la soția mea dragă și ne se dau cafea, zic, iubita, vreau să spun ceva, spune. Și cât tine te servești vezi cafea. Am constatat că tu și Dumnezeu aveți ceva în comun. Ce? Știți ce este joale la noi în Ardeal? Când o primești la... Știți? zic, vreau să spun ceva, tu și Dumnezeu mi-ați dat la joale. Dar pe amândoi vă iubesc și de niciunul nu mă despar niciodată. Ok? Realizați că e bine, de asta ni se întâmplă ce ni se întâmplă. Dar vrem, nu vrem, la apar. Haideți să ne mutăm mai departe. Mulțumesc foarte mult. Uitați-vă, în perioada de la 0-5 ani, se confruntă nu atât personalității celor doi parteneri, ci și aderențele la vechile modele. Lăsați-le, ne facem propriul nostru model. Renunțăm ce a fost punctul slab la familia mea, la familia și formăm propriul nostru model. Exemplu, v-am dat câteva exemple. tatăl meu n-ar fi fost mamei niciodată asta. Și tu ce zici? da, mama mea, nu face acest lucru. la mine, familie, nevasta trebuie să facă asta. La noi, tata rezolvă problema asta. By the way, aici a fost problema la fosta mea noră. Credeți-mă, deci nu vă spun ce, nu știu. I-a spus așa, înainte de a se ai grijă nu te lasă călcat în picioare. Pune piciorul, în prag de prima dată. Așa a făcut. Și s-a stricat căsnicia. Mă înțelegeți? Foarte important ce vă spun. Bun, acum, dăm mai departe. Influența model parentală este baza formatoare a relațiilor părinte-copil. Ok? Ce facem, iubiților? Când ai copilul tău să-ți crească bunicii, asta e o mare întrebare, iarăși. Apropo de perioada de 0-5 ani, credeți-mă, nu vă spun baliverne, vă spun realitatea. Dacă în această perioadă dai copilul tău la bunic, la bunici, ai pierdut cea mai importantă perioadă. Tu, ca mamă, tu, ca tată, nu tu ai pus, ai investit în copilul tău, nu? Ci alții. Și va fi greu să-l aduci înapoi. De asta e important determină ca principiu fundamental reușita sau eșecul copilului de a fi antrenat în relație de cuplu, dar și modalitatea acestei relaționari. Atașamentul, satisfacția în cuplu, modul de comportament și, de, și a investi în persoana iubită, etc. etc. Uitați-vă ce vreau să vă spun, deși vom vorbi la limbajele trupului. Credeți-mă, uite aici în față, am două bănci de investiții, garantat. Florinica, dragă, tu te-ai investit în Alin, Alin se investește în tine. Este? Ce-i fain. Păi dacă eu mă, nu bag nimic în bancă și mă duc să-mi scot o mie de euro, ce ziceți? Poți să scot? Nu De ce? Pentru că n-am investit. Asta e viața de cuplu oameni buni. Dragii mei, soți, soții, soții frați, surori, asta e secretul. Te-ai să investești în celălalt. Vei vedea? Vom vedea la vara la primăvara căsnicie, da? Cât investești în celălalt, atât exact. De ce mă plâng eu de iubita mea, voi de iubitul vostru? Investește-te! Ca să ai, să ai, unii nu se investesc deloc, dar au așa niște pretenții. Și de fapt ăștia au mari pretenții, înțelegeți? Apoi nevastă mea să fie dis de dimineață, să facă, dar el e trântorul de dimineață. Iertați-mă, mamă, expresie, repet, cazuri de față se exclud. Eu urmez peste niște bolovani. Serios! Uitați-vă, dau un exemplu. Eram la o altă conferință în zona noastră, dar nu știam că fratele este atât de sensibil, un frate care îl iubesc, înțelegeți? Și tot spuneam așa ce face doamna și cât de amabilă și așa. Dar zic, el, Bolovanul, nu face nimic. Mă rog. Și la rugăciune, un om sincer, și știți că Dumnezeu l-a eliberat, se roagă de genul ăsta, nu zic să râd sau să plâng. Doamne, te rog să mă ajut să mă scap, sunt un Bolovan în casa mea. Eu zic, amin, iartă-l, Doamne. Și fiți atenți, după un an ne întâlnim din nou. Asta a fost, mi-a uns inima sora asta. Vine, mă îmbrățișează frate Nelu, zice, da, să știi că soțul meu nu e bolovan. Aleluia! Da? Poți să faci cât faci la cineva. Nu merge, nu funcționează. E foarte important. Investiți-vă. Familia este un loc de investiții. În soț, soție, în copii și apoi în nepoții noștri. Haideți să mergem influența modelelor parentale asupra relației. Ceea ce este important, oprește-te puțin aici, menționat este că implicațiile la nivelul aspectelor menționate, atașament, satisfacție în cuplu, modul de a investi și comportament. Dați-i voie la atașament aici. De ce v-am rugat și m-ați înțeles, surori, doamnelor? Încercați să tăiați cordonul umbilical, să-i spuneți fetei, mama, sorry, până ce a fost fata mamii, acum ești fata lui. Înțelegeți? Înțelegeți? E foarte important. Aceeași problemă, eu știu, băieți căsătoriți care s-au atașat de mămicuța. Și s-au răspunde, frate, nu mai pot. Nu pot să o despart de maică, să zic eu nici atât. El trebuie să înțeleagă. El nu înțelege. Și a zis, soră, dar ea gândește puțin. Și întreba așa, cum se purta mama lui cu el? Tu te porți tot așa? Păi, vedeți? Asta e ideea pe care vreau să o prindem. Dacă a fost un tată rău, o mamă rea, sigur că el nu vrea așa. Dar dacă mama lui a fost așa, tatăl a fost așa, așa își dorește el. Mergem mai departe. Modelarea, o parte importantă a învățării. Vă rog din tot sufletul meu, dată ce v-ați căsătorit, fiți maleabil, flexibil și învățabil. Bine, dragilor. Așa am eu pe câte unii care eram cu soția la o, o, o asistăm la o discuție între doi, înțelegeți voi, și eu spun, asta știu, punct. eu asta știu, punct. Băi zic, nu pune punct. Fii flexibil, fii maleabil, fii învățabil. Credeți ce vă spun eu? Nu asta vedeți ce scrie pe mine? Scuzați, spatele. non verbal scrie ceva. Ce? Teren în lucru. Până mor. De asta sunt învățabil învățări de la nepoții mei, fiți învățabili, să nu credeți că noi știm totul. Bine, dragilor, este extrem de importantă asta problemă. Părinții noștri, poate nu au fost creștini, au vrut să prindă acest aspect, sau poate au fost victime ale unor abuzuri, idei eronate, sau tradiții. Majoritatea dintre noi trebuie să admitem că deși părinții noștri nu au avut o căsnicie ideală, ne-au învățat lecții valoroase, nu-i condamnăm așa au înțeles, așa ne-au educat. Nu ne-a plăcut, nu facem noi aceleași greșeli. Bine? Uitați acolo și am dat un, uh, un, citat. Dacă o să am copii, niciodată nu o să-i cresc cum a fost crescut eu. Asta o zicem noi, dar las că vine rândul. Da, așa mă întreabă pe mine copiii unii, mai ales băiatul ăsta drag, din, care e acum în Germania. Tată zice, el are un copil, știți, și are un spirit tată, da să zicem și mie, mă întreabă și cum a fost, zice, că voi ați avut șase. Zic, bă, dar pentru voi, zic, e mult mai ușor. Noi am avut șase de unul, dar zic, știi ce, îmi place, că vă luați plata. M-ați înțeles ce zic? Abia acum înțeleg cât de greu este, dragilor, cât de greu este. Dar asta trebuie să am vedere. Bun, intru o chestie foarte, foarte, foarte interesantă. Întotdeauna toate conferințele prezint. Să avem ideea ce înseamnă o familie creștină, să avem ideea ce înseamnă o familie necreștină, seculară. Fiți atenți! Bill Gotthard spune asta, viața și credința creștină. Un bărbat moral s-a căsătorit cu o femeie ușoară. 1900 de descendenți s-au născut din copii acestui cuplu. Dintre aceștia, 770 au fost infractori. 250 au fost arestați pentru diferite alte infracțiuni sau nelegiuiri. 60 din aceștia au fost hoți, 39 au fost condamnați pentru crimă, pentru omucidere. Da? 40 dintre femeile acestui cuplu știau că au venerice. Acest grup, să nu de mai departe, acest grup de urmași ai nefericitului mariaj a totalizat 1300 de ani petrecuți în spatele gratilor și a costat statul New York aproape, citiți voi, de dolari. Întrebare crizele financiare în care ne aflăm astăzi. Care ar fi soluțiile? Eu vă garantez, am verificat. Una singură. Familia. Familia. Dacă familia e creștină, gândiți-vă foarte bine, de ce spune fratele treaba asta? Câți bani divorțuri, de câți bani pentru copiii care sunt din familii disfuncționale. Gândiți-vă câți bani pentru pușcările care sunt pline, pline, pline. Câți bani se duc acolo. Gândiți-vă pe droguri și toate acestea. Pentru că n-au fost familii care să funcționeze bine. Pentru că știți foarte bine, e clar principiu. O familie sănătoasă formează o biserică sănătoasă. Și o biserică sănătoasă o societate sănătoasă. Vedeți? Treaba, noi începem de la guvern, începem de la biserică, nu dragilor. Ordinea este eu, soția mea, familia, eu și casa mea ce facem? Slujim Domnului. În toate timpuri, uitați-vă, în Vechiul Testament, Noul Testament, în Vechiul Testament, Iosua stă în fața poporului și spune cât alegeți cui vreți să slujiți. Asta e și căpătarea de ambele pecioare de care vorbea Uh, Ilie, țineți minte, până când își căpătați, eu tot am zis, Doamne, dar care sunt astea? Din picior mai știu, dar de două, da? Când încerci să slujești la doi stăpâni, doi Dumnezei. Adică, slujești soției mele, dar banul este stăpân. Slujesc soțului meu, dar alții stăpân. Nu, unul singur, Dumnezeu, Iisus Hristos, binecuvântat fie în numele Lui. El trebuie și alegeți că despre mine eu și casa mea slujim Domnului. Aduceți-vă de cartea Maleahie. Vedeți, încă o întrebare. Când citim în capitolul 3, dacă nu mă șel, sau 2, spune Dumnezeu, plec de la altă idee, era vorba de jertfe. În zadar aduceți voi jertfe, în zadar veniți să mă laudați. Când zice el așa, țineți minte? Când tu ai uitat să fii credincios soției, soțului tău, cu care ai încheiat un legământ. Îmi permiteți o paranteză, predic un picuț aici. Noi folosim uneori legământul la botez. Nici în Biblie nu aveți legământul botezului. Am preluat-o de, de acolo. Botezul nu e un legământ. Verificați, bine? Știți că nici este un legământ? Încheiat între mine, iubita mea și Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost martor între tine și soția. Asta este, vă spun, baza tuturor divorțurilor. Întotdeauna este și întreb, ți-aduce aminte de legământul. Cum ai spus tu? Sunt alături de tine? În sănătate? Și în boală? La greu? Plec de lângă tine? Nu, no, nu. No. Și la bine? Până când? Și imediat Dumnezeu știi ce spune? Căci urăsc ce urăște Dumnezeu. Acum vă rog ceva, nu vă focalizați doar pe asta că urăște Domnul, că mai sunt încă vreo șase lucruri. Pune semnul egal la limba asta care vorbește prea mult, ochii care păcătuiesc, dar Domnul le urește. Dar mi-am pus o întrebare, stăteam de vorbă cu cineva, tot așa lăsase soția, și ce frate Nelu, știu, nu vă dau răspunsul, pot să mă căsătoresc, nu pot să mă căsătoresc, în fine, nu vă dau răspunsul astăzi, că ne-au de toată țara, așa, dar ceea ce vreau să vă spun, el a zis, Dumnezeu a zis că urăște divorțul. Zic, auzi, tinere, da, te întreb, de ce urăște divorțul? Vreau să știți de ce? Vreau să prevenim divorțurile. De ce? Ca asta spun la toți care vin și fratele nu mai pot, a fost vreo un an în urmă, deja e disperat e mail, ajutați-mă, bla, bla nu știu ce, sunt la mare problemă în viață, nu mai pot, divorțez. Și a spus, meu, nu te grăbi la asta. Știți de ce urăște Dumnezeu? Știi implicațiile unui divorț. Și spun, exact suferința, tu vei suferi și copiii tăi. Soțul tău va suferi și copiii lui. Părinții tăi, părinții lui, e adevărat? Și dacă mai e și creștini, bisericile, oameni buni, asta e realitatea? Ba da. Și vă întreb acum, chiar, nu putem face nimic să prevenim? Ba da. Fiți binecuvântați de Domnul, amin? Protector. Asta, e, asta trebuie să facem. Prevenție, întâlniri, familii, unde putem să învățăm și eu și voi tot mai, tot mai mult, tot mai mult. Acum, vedeți 3 milioane de dolari. Urmați, fiți atenți la, Partea a doua care urmează, Jonathan Edward, ați auzit de el, mare trezitor din New England, America. A treia generație a inclus pe Jonathan, predicatorul a dus trezire în Noua Anglie, în cel ce a devenit ulterior președintele acestei universități, mai departe. Aproape același număr de urmași, observați, a acestei familii, mulți dintre ei au fost președinți de colegiu, 13, 65 profesori, 186 au devenit predicatori ai Evangheliei, mulți alții erau activi în bisericilor, 86 au devenit senatori ai statului, 3 congresmen, 30 judecători, iar unul a ajuns vicepreședintele statului. Știți cât bani a costat statul american? Bravo! 0 dolari. Nu-i fantastic! Nu-i fantastic! Asta, asta vrea Dumnezeu cu familia noastră. În concluzie, nu toți copiii unor părinți buni devin creștini buni în biserică. Este adevărat. V-am pus aceasta ca să nu picați în descurajare. Înțelegeți? Aveți în Biblie părinți buni? Copii, aveți în Biblie unor părinți răi cu copii buni? Aveți în Biblie, nu? Băi, de o paranteză vreau să fac cu voi astăzi. Interesant e ce vă spun. Nu știam de ce. Când Dumnezeu îl laudă pe Ezechiel Ezechiel. Da, Ezechiel, Ezechia, scuze, împăratul cel mai bun al lui Iuda. Și spune așa despre el că nu că a, fost, a avut o inimă aleasă ca tatăl său David. scuze mi David era tatălui. Cine? Cine era? El era. Așa e? Părinte rău, copil bun. Dar m-am gândit imediat ce v-am spus mai înainte. Observați cum merge Dumnezeu pe linia asta, a oamenilor buni, a oamenilor credincioși, a oamenilor... Îmi place asta. Așa e, dragii mei. Și atunci, aveți încă, vă rog foarte mult, speranță că dacă au crescut în familie creștină, e pusă sămânța cuvântului. Vedeți care e necazul. Încercăm noi să pocăim copilul nostru. Nu veți reuși. Știți de ce multe femei, nu, la multe doamne, scuzați-mă, nu se schimbă bărbații? Că le spun la majoritate. Păi, sora, nu mai încerca să-l pocăiești tu, că de aia nu se pocăiește el. La mulți bărbați nu încerca. Tu fi ce trebuie, fă ce trebuie, fără să te ocupi prea mult, că o să vorbim toamna căsniciei, pardon, vara, zona fierbinte, e smulgerea buruienilor, știți? Cu cât cultiv terenul, recolta mai mare, de acord? Smulce buruienele din propria ta grădină. Ok, dragilor? Asta nu pe toți. Dar vezi mai bine în grădina vecinului. nu? Vezi mai bine în grădina ei. Smulgile tot din grădina ta și el din a lui. ca asta e foarte important. Realitatea, că acolo unde omnește dragostea, Biblia este învățată, respectată, se fac rugăciuni în cadrul familiei. Slavă Domnului că avem ceva de învățat, ne mutăm mai departe. Acum, aveți un exercițiu nu știu, ne ia mult timp, dar am o bine? Ca să l dau de multe ori și la consiliere premaritale și o dau și la, la, anumite familii, nu conștientizează, de exemplu, nu mai vi le citesc, da? Cum ați notat căsătoria părinților voștri sau modelul acesteia pe o scară de 1 la 10 în următoare zone, fiind cel mai bine. De exemplu, romantism. Nu era un secret că erau foarte îndrăgostiți. Câți de ce ați avut părinți romantici? Eu n-am avut. Ai avut părinți romantici? Nu soți. Părinți, fain, părinți romantici. Eu n-am auzit cuvinte. Mă mulțumesc, dar tata cu mama s-au iubit sute la sută. chiar meditam. Tatăl meu a murit pro acum vreo 15 ani, probabil, dar totdeauna și-l pe tata. Mergea la mama, era Cornelia. Tu, Cornelia dragă, dar de ce te-ai supărat pe mine? Știți, parcă iau vocea lui tata. Ați înțeles, fraților? Cum ajung la inima ei când ea e supărată? Înțelegeți? Vorbește-i frumos, domnule Voci. Este foarte important. Dar vedeți, aveți acolo. Bun, prietenii păreau că împărtășeau multe interese comune, proiecte împreună. Deci, asta sunt modelele parentale. Legământul nu era niciodată dubiu că doreau să se sacrifice unul pentru celălalt. Sunteți de acord cu ce urmează să vă spun? Că mult mai mult în generația mea și a părinților mei se sacrifica unul pentru celălalt. Dacă luăm așa la procent. Este? Mai sunt și acum printre pocăiți din ăștia că ești gata să te sacrifici pentru soția, soțul tău. Nu, noi am fost o familie plină de apropiere fizică, multe sărutări și îmbrățișări. Așa au fost părinții voștri, vedeți-vă de treabă. Eu pe tata, mama nu l-am văzut să se pupem vreodată. Poate în secret. Păi vă dați seama în șapte zile, nu l-a văzut pe tata, pe mama. Da, mai poate șase, mai trei, dar se văd că se sărută împreună, nu. Acum? Acum? Și vreau să vă dau o idee, că îmi permiteți problema asta. Vedeți că eu pot să-mi fac anumite lucruri care sunt, cum să numesc, convingeri, sau nu le-am practicat și le fac reguli pentru biserică. E foarte periculos că bisericile unele sunt făcute nu după chipul și lui Dumnezeu, ci după chipul și pastorului. Înțelegeți ce vreau să spun, nu? E foarte important asta. Acum, uh, uh, au voi tinerii noștri, dacă sunt romantici, ce facem noi? Că la mine nevastă mea la fel. Noi suntem romantici amândoi, ne-am îmbrățișat de față cu copiii, ne-am îmbrățișat, ne-am sărutat de față. Un singur lucru n-am făcut de față cu copii, bineînțeles. Ok? Scuzați-mă. <laughs> da? Dar ne-am făcut. Și vreau să vă spun ceva. Nu e nicio rușine copiii mei fac același lucru. Prățișează și ok, dar dacă nu vedeau. Bine, prin mina Domnului am învățat că dacă nu vezi nimic, și ce spune, așa era tata, așa era mama, așa vă la mine acasă, fii binecuvântat. Tu încerci să fii altfel, să poți să fii bine, ok? Bun, mergem mai departe. Urma să mai faceți o chestie, dar la fel nu mai trecem peste ea, bine? le aveți acolo. Când aveți timp, rog mult, da? La cafeluță unde sunteți voi, chiar dacă vă dați la joale un pic, la cafea nicio problemă, că sigur ai ceva, da? Treceți peste astea. Zece lucruri pe care, practice pe care părinții voștri le-au făcut pentru a-și demonstra dragostea unul pentru altul. Observați, tatăl a asigurat traiul familiei. așa e? După aceea, mama ținea gospodăria. Pot fi exemple corecte, dar încercați lucruri mai specifice în exprimările practice ale iubirii. Le aveți dumneavoastră acolo pe lista care v-am pus în, în manualul vostru. De deci merge mai departe un pic. Ok, puțin aici. Iată că ajung v-am spus. Am vrut neapărat, asta am făcut-o ieri, că mi-am dat seama că sunt nevoit. Vorbim de familie, creșterea copilor în familie, m-am văzut nevoit să pun doar aceste bine listez, cu atâtea ocazie, când Domnul va vrea, avem două, trei seminare care ține acestea. Rănile și măștile formate unde? Credeți-mă, nici eu n-am știut la vremea mea. Acum, când studiez astea, mă uit înapoi. credeți -mă. Și îmi dau seama câte răni am produs copiilor mei. N-am știut. Și ca să vă mai dau ceva, practicați că nu e nicio greșeală. Dacă vreți am telefonul copiilor la nevastă, puteți să sunați să vedeți că nu vă spună ceva. Ne ducem mai înainte cum pedecem noi copii? Cât sunteți de vârsta mea la 45, 60. Eu am 37 de ani. Anul ăsta. De ce râdeți? Ok? Mulțumesc. 73 de ani. Bine? Așa. Cred că sunt vreo 10-15 ani. Noi ne-am pedepsit copiii puțin mai sever ca voi. Nu era barnevernetul. Și într-o zi cu iubita mea stăteam și discutam așa și a început să plângă ce tata. Îmi pare rău. Am fost prea cu copiii noștri. Am zis, nu ne-a învățat nimeni. N-am avut lecții de parenting, nu nimic. Și am zis și eu la fel. Știți cum era, poate că unii au fost crescuți. Venea mamă pe de-o parte, tata mai scotea brăcinarul și atunci a zicea ca să fie cu de sat, să fie egal în pedepsire. Și nu a zis că așa e ok, n-a fost. Și m-am truc cu soția când vor veni copiii noștri în vacanță, la cu 15 ani, stând la masele de o masă faină. Știți ce, dacă vreți să spuneți ceva la cineva, aplicați metoda lui Isus. Bine? Știți când a stat de vorbă cu Petru, de căderea lui, ce a făcut înainte? Ați văzut, exact. de fratele la liște, că după masă e ceva mai dur. Vă dai de mâncare acum. Exact. Am făcut masă și când zic, mă, copii, n-ai de că avea prăjiturile, vreți să vă spune ceva. Și a zis, știu că eu și mama am grijit în modul în care noi, în partea asta punitivă, în modul în care v-am pedepsit. Vă rugăm să ne iertați. Soția știți voi. Partea afectivă a început să plângă. Eu, eu, sunt foarte empatic, să știți. Probabil și în consiliere m-am format. Am început să plâng și eu. Băiatul meu mare de care v-am spus, se uite la noi. Hei, tată, mamă, dar ce cu voi? Și mă copii am greșit, dar el zice, tată, dar stai să liniștiți, trebuia să ne bate și mai mult. Serios, mă? Deci nu ne pare rău și ce trebuie să mai mult. Dar ce vreau să vă spun? Asigurați-vă că v-ați făcut datorie față de copii. E bine ce spun că e foarte important. Că știți ceva, dragilor, am observat și experiența mea și a voastră, familiile în care se învață iertarea, pe copiii voștri vor proceda la fel. Mă întreb în biserici, că am avut ocazii, poate și pastorul și fiecare, Doamne, oameni care greșesc în biserici, dar îți greșesc greu, nu îi pare rău la fratele, la sora, nici nu știe iertare. Și am vorbit cu a copii, trebuie să înțelegeți. El n-a fost crescut într-o familie unde s-a practicat recunoașterea, recunoaște că am greșit, iertarea și așa mai departe, da? De asta vreau să vedem și l-am notat. Și acum fiți atenți că toți am făcut aceste lucruri. Majoritatea persoanelor rămân blocate. Ați auzit de blocaje? Da. Cel mai greu să lucrez cu ele. Sunt convins pe să nu vă supărați pe mine. Unele aveți, chiar aici. Unele blocaje. Poate să vină din copilărie, poate să vină din adolescență, Poate să vine de la soțul tău să te blochezi, poate să vine de la soția ta să te blochezi. Și să spună, da, scuzați-mă, ce e așa de mult bărbatul ăsta al meu, că nu vorbește? Puneți întrebarea. Sau, mă, dar nevastă mea nu prea îmi spune. Păi dacă toată ziua pisezi și ai făcut-o și îi spui, e normal că nu se mai deschide. Înțelegeți ce vreau să spun? Dar este foarte important că trăim blocaje. Nu le trăiți. Vă rog în numele Domnului, vă rog fierbinte, bine? Iisus în camera de sus după înviere. Știți ce au făcut? Și-a scos ucenicii din blocaje. Blocajul necredinței, îndoielii, dar tot așa. Ați văzut că la masă sunt întâmplat asta. Scoateți oameni din blocaje. Blocajele sunt cele mai teribile, cele mai periculoase. Uitați-vă! Perioada de criză și cea de revoltă, uite, am vorbit despre cei doi fi vă rog, să-i citiți. Ei au trecut prin toate blocajele astea și toate rănile astea în familie. Pe toată durata vieții vor fi mereu în reacțiune. Mă copil, ce ești așa furios? Nu soară, mamă dragă, puneți întrebarea. Ce l-a determinat să fie așa furios? Vreau să vă întreb, furia este un diagnostic sau o cauză? Să nu vă grăbiți la răspuns. E diagnostic. Dacă ești furios, este o cauză ce a făcut să declanșeze să fii furios. Înțelegem? De a nu scăpăm noi, că noi încercăm să rezolvăm diagnosticul. Cauza, blocajul, problemele, când le vei da la o parte, conflictul, de exemplu. Dacă ai conflicte, conflictul e o cauză sau un diagnostic? Diagnostic. Îmi spune mie că sunt niște probleme profunde care a creat conflictul. Și nu poate dispărea conflictul până când? Până nu rezolvăm la cauză. Vedeți să chestie. Iubita mea, cred că de vreo șase luni de zile are o durere cu piciorul drept. Vă rog să mă credeți că nu exagerez și am învățat și pe asta spirituală. Credeți-mă! Și-a zis, măi, vorbeam cu iubita, voi iubire, zic, tu vezi o chestie? Șase luni de zile ca să depisteze o cauză. Medicii nu pot. Acum urmează să mai facă drăguța de ea, trebuie să mai facă și remeneu și tare frică cu remeneu, rugați-vă pentru ea. De ce? Să depisteze cauza. Ascultați-mă bine. În consilier nu avem mari probleme cu asta. Foarte greu să depistăm cauza. Și știți de ce mulți nu vor? Că se confundă cu realitatea, e dureroasă, că atunci când lucrez să depărtez, da, mă duc la doctor, mă doare capul, mă doare capul o săptămână, o lună de zile am durere de cap, domnul doctor. N-a zice, nu e adevărat. Care e cauza? Și dacă descoperi ceva cronic, mai trebuie să fii și operat și te duci cu bucurie. Aceeași problemă la Dumnezeu, înțelegeți voi. Trebuie să ne trateze cauza. Zice Dumnezeu, ne va vechiul testament, ei voi smulge răul din rădăcini. Și vă duc la textul din Evrei, capitolul 12 pentru ca să nu dea lăstare vreo rădăcină de Am și ce se producă? Tulburare? De unde vin tulburările? Fratele afară cu el. Nu, no, nu, no, nu. No. Separați omul de problema lui. Omul e om. Vedeți ce a cauzat tulburarea lui. Mânia, rădăcina. Și mulți să fie întinați de ea. Observați familia aceeași problemă. Nu? Gândiți-vă la copilul, la soțul tău, soția ta, care a venit într-o familie de genul acesta. Te-ai căsătorit cu el, dar dragul de mine vine a plânge când spun astea, atât de bine empatizez cu ei, mi-e milă de ei când îmi spun, frate, tatăl meu a fost foarte agresiv cu mine, frate, tatăl mă bătea, tatăl era absent. Cum să nu plânge astfel de situații? Omul trăiește în blocaj, înțelegem? Vă spun garantat, Iisus te scoate din toate blocajele dacă le recunoști, pentru că asta e problema. Aici apar măștile. Ce, am dat Dexul să văd ce sunt măștile. În primul rând, o înfățișare falsă. așa e? Știți, toți sunt nefrumoși acum. Și spune așa, știți cum era un porbe pe vremea mea? Zgârie creștinul și iese păgânul. Îl vezi frumos până te căsătorești, ce băia fain, ok? romantic, bineînțeles, până te câștigă. Aveți grijă, domnișoare, nu sunt... Mă gândeam că sunt și multe domnișoare, domnișoare, le spuneam și lor, domnișoare cad repede în dragoste. Puff. Când vezi ce frumos vorbește cu el, dar asta uită după ce se însoară. Știți că noi bărbații funcționăm diferit, da? Fac o paranteză aici, că vorbim de măști. Știți foarte bine, surorilor dragi, și în comunicare e cel mai mult, o să vedeți imediat. Aici funcționăm total diferit. Avem două creiere diferite. Știați? V-am spus parcă și data trecută, veste pentru toți bărbații. Bun. Veste era pentru toți bărbații. Creierul soților voastre e mai mare ca al vostru. Sorry. Așa, așa spune. Ai văzut, dragule? Da, exact. Dar acum zim, soră dragă, de ce? Doamna are creierul mai mare decât domnul. Pentru că lobul drept este mai mare puțin ca lobul celălalt al bărbatului. El e logic. El... Dar de ce? Așa va crea Dumnezeu și partea asta emotivă. La ea funcționează mult ca care tine, frate. Că tu poți zis o vorbă și ea spune po poate, poate chiar prorocează, adică nu A Auzi, dragă, tu știi ce mi-ai spus cu cuvintele tale, așa mă doare. Dar ce ți-am făcut, dragă? Nu ți-am făcut nimic. Așa gândim noi. E logic. Este? Adică tu ce? Mulțumesc. Așa e, doamnelor. Dați cu codul acum încet, așa, la să-ți bă, fii atent alte date, da? Vedeți? Funcționăm total diferit. Ok? Știți cum funcționează soțul vostru la stres, doamnelor? Vreau să vă ajut. Mulțumesc că sunt aici, da? O să mă iubiți mai mult, dar eu și pe voi la fel. Dar și vorbați. Când e soțul vostru în stres și aveți grijă acolo, cu voi a vorbit Când e iubitul tău în stres? <laughs> Și eu spun de ce. Că tace mai mult, nu? Da. Nu încerca să zic vorbește că se enervează pe tine. Da. Lasă. Ai văzut cum am știut? M-am dus la exact. Dacă m-a zis tu, frate drag, când e doamna ta, soția ta, dragă, stres? O poți <laughs> Știi cât? Vorbește mult. Vorbește mult. Vorbește mult. Fraților, lăsați-le să vorbească că dacă le opriți vă en le enervați. Corect. Ele sunt făcute să vorbească. Exact. Pe oreche ți intră pe alta? Nu. No. Bun. Acum, acum fiți atent, da, e foarte importantă chestia asta. Înțelegeți voi? Acum, dacă vorbim de, de... Vedeți stresul aici. E foarte important. E un seminar întreg legat de stres. Și nu acționăm bine, nu comunicăm bine. Poți să știi toate tainele comunicării, dar aici la stres să fiți foarte atenți. Câte cuvinte vorbește o doamnă, o femeie pe zi, știți? Cu aproximație. Oh, tu ai zis prea mult. Cam pe acolo, ăștia aproape, 22.000. Cât vorbește un bărbat? La jumate. La jumate. De ce? Că vă știți bine. Ha, <laughs> nu are timp, nu-i faci timp. A, apropo de timp, uite o întâmplare, mi-a spus un, un, profesor, se duce un cuplu, auzi, fii atentă, se, se duce un cuplu la, la, la psihoterapie, la consilier, știi? Și vine doamna și cum este, ea vorbea, el mai tăcut, așa, scuzați mai multă nu spune nimic, și ea spune și vorbește și vorbește și la un că, domnule, am alte probleme cu soțul meu, care? Domnule, atâta mai vorbește în somn că m-am seturat de el, zice ea. La care doctorul spune, Doamne, lăsați-l să, să, vorbească și ziua. <răzări> și a scăpat de problemă. Dar nu să vă fie greu. Acum dacă voi mergeți în cântarea cântării, aveți niște foarte frumoase la cântare, da? Și eu mai spus soției uneori așa și mai spun, hai cântă privighetare. De da. Deci știți ce spuneam odată, de fapt la multe familii, dați-mi voi și aici să spun. Nu știu de ce, nu știu, poate voi îmi dați răspunsul azi. De ce trebuie noi să ne certăm și să ne jignim când putem să ne certăm frumos? Amin. Da! Adică fără să ne jignim. Este? Am spus o și copiilor, băi copii, tot de ce este în fraier să nu dau alt cuvânt? Că ne certăm. Măcar să ne certăm frumos, să nu ne jignim. Se poate? Ziceți-mi voi toți. Da, -te -te. Se poate, domne. Nu jignești, da? Și să știu un lucru. Că vedeți aici e mare problemă de asoția este făcută pentru comunicare. Dar știi de ce vorbești de ea de două ori? Frate, tu ai și uitat, trebuie să-ți repete încă o dată ce ți-a spus. <răzări> Bă, ai să vezi când ești la vârsta mea, zic iubita, pune pe de să cumpăr mai bine că până ajung uit. O să vedeți. Da, dar e făcută pentru comunicare, vă rog să nu uitați asta. By the way, am intrat deja și în partea de comunicare. Acum, cum comunică un bărbat și cum comunică o femeie? Ați observat și copiii când se nasc? Cine vorbește mai bine? Băieț băiețelul sau fetița? De ce fetițele? Băiat, bla, 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 că bărba acolo. Fetița începe să spună unele silabe. Vedeți? Ea așa e creată de Dumnezeu pentru comunicare. Înțelegeți? Faceți-vă timp pentru comunicare. Bine, dragii mei. O să revenim asupra lor. Dar e foarte important. Acum, vedeți ce mai înseamnă mască o modalitate de apărare. Eu știu când tu nu vrei să spui ceva, ai pus ori o mască, ori o barieră. Aici nu se trece. Și acum eu vreau să trec tu să ridici bariera. Asta e și în cuplu, înțelegeți? Cum îl ajut pe iubitul meu să intru în sufletelul lui, că dacă dânsul este introvert, deja știu. Cum intri tu, dragă soare, în sufletelul lui? ajută să ridice bariera singur. Dar cum intri acolo? O să stăm la consiliere de vorbă. E foarte important. Și invers uneori. Observați, ce trist când ne punem o mască, nu mai suntem noi înșine. Copiii voștri la fel. Haideți să vedem, trec repede peste astea. Vedeți dacă trec. Bun. Am luat-o dintr-o carte. Este vorba de Lisbon Borbo. Ia spune așa, dar credeți-mă, și fac o paranteză să mă înțelegeți, le-am spus și la cursanți, eu verific tot ce spune lumea seculară, da? tot, aproape. Dacă n-am corespondent în Biblie, nu o primesc, mă înțelegeți? Și când am găsit asta, am vrut să văd, am deschis Biblia, aveți o sumedene de exemple, deci nu doamna Lisbon, care a fost, nu știu ce, mare poet francez, ok, ce a fost ea, în Biblie deja ne spune, fiecare rană determină o reacție diferită știm că rana a fost atinsă doar prin reacția pe care o avem. De ce ai reacționat? E o rană, ți-am atins. M-am rănit la mâna dreaptă, ok? Și mă doare. Vă dau cu mâna stângă. De ce? Înțelegeți? De asta unii frați te ocolesc, soțul nu mai dă. Pentru că are o rană. E greu să o găsești. Copilul tău poate nu vine. Și dacă vine, vine cu o mască categorică. Gândiți-vă bine la asta. Ok? a dat un nume fiecare reacție, le spun măști, pentru că atunci când ne punem o mască, nu mai suntem noi înșine. Interesant statistica pe care o are, oamenii nu sunt conștienți că 75% nu sunt ei. Haideți, fiți obiectiv. Nu a spus așa, băi, cum am făcut eu asta, mă? Păi eu am făcut-o. Este, dragilor? Este? Și mai ales la furie, mai ales la mânie, cum te am putut eu să fac așa ceva? Este, dragilor, că asta e mintea românului de pe urmă, știți? Ați văzut că unii chelesc aici în față, că mereu spune, aia, ați aici, ăsta are înțelepciune și ăsta e băiat deștept. Și ce care chelesc aici, ăsta crede că este înțelept, știți, Da, dar <laughs> că e deștept. Toți avem probleme cu asta. Toți avem probleme, înțelegeți? Uite, v-am dat texte, atunci li s-au deschis ochii la amândoi observați, au, cunos, au, cunoscut că erau goi, chiar am vorbit cu soția mea acasă și au cusut la o altă. Wow! Credeți-mă, ieri mi s-au deschis ochii. Până ieri nu. Adică și Adam și Eva, în loc să gândească cum ne rezolvăm problema înapoi la Dumnezeu, au zis, Eva, Adam, hei, mai la, dar asta nu știu engleză, nu? Hai, ce facem împreună? Imediat! Probabil că ea a venit cu ideea, ați văzut, nu? Ea a venit cu ideea. Bărbatul, uite câte frunze avem aici. Hai, repede. Și Adam și Eva au lucrat împreună, așa -i? Nu știu, îl întreb în cer dacă va fi Adam și Eva. Băi, Adam, de -a unde ai fost când doamna ta dragă a luat din fructul ăla a oprit -o. Unde ai fost tu? De ce n-ai oprit-o? Vă știți? Nici eu nu știu. Lângă ea. Bă, dar de ce nu oprit-o, frate drag? Nici eu nu știu. Dar interesant ce declară Biblia, voi să rămâneți aici, amândoi. Și ce au făcut primul lucru? Masca. și a ascuns goliciunea. Și mai departe, dacă vă uitați, împreună și-au făcut șoțuri și-au fugit. Pentru că, vedeți, vreau să vedeți aici. A fost respinge, Prima rană e respingerea. Când copilul tău e respins, el au o mască de fugar. Fuge de tine, se ascunde și asta îți spune când fuge. A, unde a fost respins băiatul meu? Adam și Eva s-au scus. Așa e? Mai aveți acolo Eclesiastul, cel mai fain text. Dumnezeu l-a găsit pe om, l-a făcut fără priană, îi umblă cu multe și retenii, vicleșiuguri, fățărnicii, te rog de mai departe să mergem. Și acum iată-le care sunt, dragii mei. Respingere, masca de fugar. Aveți textele biblice. Adam, Eva, Cain, Esau. La abandon, masca de dependent. Vreau să vă dau ceva, fiți foarte atenți, cu durare în suflet spune, foarte greu pentru părinții care lucrează în diaspora și copiii sunt în România. Crediți-mă, nu exagerez, sunt copii abandonați. Un exemplu care, cu permisiunea nepoatei mele și a fiicei mele, vă spun și vouă, a treia fiică, Alina, avea fetița de vreo 2 anișori sau 3 lucra la serviciu și aducea fetița la noi să stăm până venea Alina de la muncă, știți, până să i dormeam pătuți, ginerele meu s-a dus în beci să ia, nu știu ce, un fir electric ceva și s-au trezit. Păpușa asta mică, acum are deja 12-13 ani, s-a văzut singură și plângea pro 5-10 minute. Dragilor, a venit la noi și când a intrat pe ușă, plângea, plângea, m-a lăsat tata singur. Băi, ne-a făcut să plângi și noi bunicii. Ascultați-mă, de atunci i-a fost frică să mai fie singură. Vreau să la toaletă. Bicu, Bicu nu pleca, de ce puiul? S-a simțit abandonat, înțelegeți voi. Vedeți, numai câteva minute. Dar gândiți-vă, copiii care s au abandonat azi, a zile, Doamne Dumnezeule, ce catastrofe lumea care trăim. Ce copii pot să fie aștia? Vedeți, la rana de abandon, masca dependență l-am pus pe Moise. De ce credeți Moise era el dependent? Era singur. Știți, da? De ce suferă de balbism? Iar o altă problemă. Biblia ne dă răspunsuri. Cine știe? tot din cauza aceasta. Gândiți-vă copilul care la câteva luni este singur pe Nil. Este? Voi credeți că un copil la câteva luni nu simte, nu vede? Ba da, unde e mama, unde e tată? Harul înțelepciunea lui Dumnezeu că a fost hrănit de, chiar de mama Dar vedeți? Balbismul de acolo vine. Și gândiți-vă, dependent de putere, de ce a ucis el pe egiptean? De ce e copilul tău e dependent? Puneți întrebarea, unde a fost abandonul? Repede trec. La umilire masca de masochist, ce v-am spus înainte. Plăcere în suferințe fizice, morale, pentru cei care nu știu masochistul, îi place să sufere, decădere, umilire. Și am pus acolo părinții lui sau, ok? Și dacă știți întrecitul din gadara, cine și-aduce aminte. Deci oamenii ăștia au plăcere în a suferi. De aceea sunt o sumedenie de masochiști pe lumea asta, care are plăcere în căsătorie să-și chinuiască nevasta Domnului. Ferească Dumnezeu. Sperăm să nu fie printre noi. Nu. Dar vedeți, îți dă de înțeles cum a fost tăticul lui și mama lui. Cu milă. Și dacă înțelegem, nu-i mai judecăm, încercăm să-i ajutăm, da? Și la urmă, la nedreptate, masca de regit. Vai de cel ce zidește casa cu nedreptate. Deci astea sunt cinci măști, cinci vă fac un favor, da? Dacă vreți, îmi cereți că acolo pe cartea aceasta pare din creștin, e un cod, vi-l dau și puteți să-l luați. Ok? Să-l downloadați dacă vreți. Bun. Comunicarea în cuplu. Comunicarea trebuie să fie ce? Mai am 10 minute. 15. Ce este? Citiți voi. Până când? Până când, sora dragi? așa este, și tot n-am comunicat suficient ce că trebuie ok, vedeți, de-aia avem noi eternitatea acum ce-mi place mie în cer, cum o fi? cred că doamnele separat și bărbații separat cum o fi? No, lângă a, am o veste proastă no, <laughs> nu vei sta lângă soțul nu no, mai de asta am uitat să vă zic că, la început stați lângă soție, că în cer nu o să mai viți așa așa că țineți aproape ok, continu cunoașterea punctelor tari și puncte slabe. Vi le cunoașteți? Dacă nu vă ajut cu bucurie, trimite la Alin sau la cine chestionare de personalitate, punctele tari, puncte slabe, cele patru temperamente, le știți? Vedeți cum spun la mulți măi, deja observ, am două curpul, trei acolo la, la uh, premaritale, zic, bă, voi veți avea probleme de la început. Dar ce, frate Nelu? Păi sunteți două temperamente diferite. Normal. Că dacă e mai introvert, aia mai vorboreață, o să-și m-am să cât când vorbești. Dar îți cunoști punctele tari și punctele slabe? Că la toate patru, nu e un temperament mai bun ca celălalt. Dar ni le cunoaștem? După aceea, comunicăm potrivit limbajelor de dragoste a fiecărui soț, soție, copil. Deci vreau să vă spun, s-ar putea să se schimbe aceste limbaje ale dragostei, anticipez pentru mâine. De exemplu, soția mea, v-a zis în ultima perioadă, cea mai fericită, eu știu deja, aleluia, dar este slujire, adică limbajul este slujirea ce place și se bucură când slujesc ca mine, aleluia. Iar eu v-am spus, sunt cineva și mă simt foarte bine. Nu? De ce nu? Este sau nu? Nu să-l judeci. Gândește-te bine de ce asta. Da? Mergem mai departe. Nu comunicăm doar vorbe, vă rog să nu uitați. Cuvinte și sentimente, gesturi tot nu văd. Poți să-i spui societale. tale, românește, te iubesc, I love you, te amo, te quiero. Bă, ce limbă, mamă, limbă. Na, nu contează pui acolo și aceste aspecte. Comunicare, căile de comunicare, prin cuvinte, observați, 7% și noi unde, unde investim cel mai mult? Avalanșul de cuvinte. Tonul vocii? 38%. Observați că ne-a luat de cântarea cântărilor. Și uitați-vă, vă rog frumos, lasă i puțin. Cuvintele prietenoase sunt ca un faguri de mere. Dulci pentru suflet, subliniați-vă, și sănătoase pentru... Ce vă spune? Uitați-vă cu atenție, foarte fain. Sănătate. suflet și... Mă credeți, mă credeți că dacă tu știi să folosești cuvintele frumos, ca un fagure de miere, soția ta se face sănătoasă, îi crește imunitatea, nu vorbești prostii, da? spune cuvinte frumoase, prietenoase. În biserică este aceeași problemă. Cuvintele frumoase, cuvintele dulci. Auzi, frate, dragă, ia, cine mi-a zis mie că soția a zis să ia puțină mere, tu parcă, nu? A, te rog, spune la toți, că nu, nu, nu nimic secret confidențial, nu? Așa de mult mi-a plăcut. Așa, te rog, spune, au zis ceva extraordinar, ce am învățat fratele, zic, că asta a fost terapie, temă de casă. Te rog, e râdut-o dacă vrei. <laughs> Ați auzit? Aleluia, Doamnelor! Când e stresat, un pic de miere la Domnul. <laughs> Mulțumesc mult, dragule, și binecuvântat. Deci, repet ce v spus, se poate rezolva, se pot rezolva problemele. Este? De ce nu? Fie binecuvântată soția ta împreună cu tine, dacă cu noi toți. Amin? Ok. Uitați-vă, cerul gurii este numai dulceață. Toată ființa lui este plină de farmec, tonul vocii. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu fiice al Uitați-vă că este tonul vocii, este tonul face muzica, așa e? Două lucruri am să vă zic foarte important aici. Nu știu dacă ați văzut întâmplarea cu o doamnă, cu o mamă mai în vârstă, avea copilul plecat departe, înțelegeți? Și copilul avea nevoie de bani și îi trimite o scrisoare în care spune, mamă, te rog, trimite, hai să spunem noi, o mie de lei am nevoie, bla bla, nu știu ce. Bun. Doamna caută pe cineva că nu știa carte. Unul care, ha, ca mine, vorbea așa, înțelegeți cum au zis voi, și scrie, mamă, te rog să-mi trimeți o mie de lei, la care mama spune să creadă el. De când îmi poruncește mie copilul, nu-i nu trebuie niciun ban. Fiți atenți, aceeași frate, același cuvânt. Sigur, mama e mamă, s-a gândit, mai, hai să mai văd o dată, găsește unul, Aline, voi este dar noi suntem amândoi cam pe același cântat, nu știu dacă e bine, ca Florina mai. Așa. Și ce, mama, te rog, trimite-mi și eu Așa da! Vedeți că mă roagă, cum să nu-i trimit bani? Voi înțelegeți ce vreau să spun cu asta? Tonul vocei, câștigi sau pierzi. Și aici comunici 38%. Uitați-vă, cerul gurii nu mai dulceață. Hai că aici mi-a picat iar o chestie. Când eram copil, nu știu ce, care ați fost crescut la țară, eu am fost crescut la țară, și uh, obișnuia să avem fiecare gospodar câte un câine, știți? Și la tata acasă trebuie să un câine, dar tata a vrut să-l crească de când era mic. Și mă trimis pe mine, mă băieți, du-te și caută un câine mic, dar zic, tată, de unde să știu că o să fie rău? Păi, ai să știi de acum cum? uite te în cerul gurii lui. Dacă cerul gurii e negru, ăsta va fi un câine rău. Ați înțeles ce vreau să zic? Noi nu suntem câini răi în familie, dar sunt o grămadă care latră, 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 pe păi cum să știe asta de tine? Bai de o altă problemă, nu știu dacă ați observat astăzi, mă întreb, nu, nu, iertați-mă, nu știu cine are câini, cine nu are, dar am, am văzut la o convingere, domne. nu știu dacă vă observ. că, pri că la unele doamne câinii sunt mai scumpi decât bărbații. te gândeai gândit, latră câinele în casă și latră și taci cu mama, taci cu mama, cuțu, cuțu, taci cu... și taci câinele. Dacă în bărbatul latră, ce face? Hai te cu, <laughs> cu în cap, Alex! <laughs> deci, repet ce vă zic chiar de la început. Ce mult contează tonul vocii, cerul gurii, nu mai farmec. Haideți să mai fim realiști. Pot să dau eu ceea ce nu am în inimă? Nu. Ce am în inima aceea dau. Și observați non-verbalul, paraverbal, 50%. Să-și pună mâna stângă pe capul meu. Să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Auziți, domnilor? Orice doamnă, mâna sus, o doamnă care nu-și dorește asta. Uitați-vă în sala bărbaților, nu doamnele. Nici o doamnă, toate își doresc. Amin? Bărbaților, luați aminte? Nelu Poenar, întâi eu și apoi voi îmbrățișarea. Serios, dragilor, hai să vă spun eu. Nu, vă rog, dacă spun, nu le luați un nume de laudă, bine, ci de pocăință. Trecând prin durere, așa, soția mea, dragă într-o zi, așa de mult o durea piciorul, credeți-mă, și aproape că nici n-am știut, era în cameră, m-am dus la ea, am văzut un pat, am crezut că doarme, dar o durea așa de mult piciorul. Și a venit aproape plângând și cum, cum să nu răspund? M-am dus la ea, am îmbrățișat-o, așa și m-am rugat pentru ea, înțelegeți? Mă înțelegeți ce, ce a contat treaba asta? O îmbrățișare și o rugăciune. O îmbrățișare și o rugăciune. Și am ajuns la că nu mi-e rușine să vă spun, să mă pocăiesc, că în ultima perioadă n-am prea îmbrățișat așa de mult. Da? Dar fac, acum recuperez, sunt recuperare, vă garantez, sunt în recuperare, totdeauna recuperez, bine? E foarte, foarte fain, acum, hai să vă mai zic una bună, nu știu dacă voi vă răsfățați în familie, soția mă răsfață cuvinte Și săptămâna asta, să la mine, zic, iubita, când vin de la București, de acuferință, mă opresc la o biserică acolo Să uite la mine, ce băi? bă, tu ești fredeluș, zic, mamă, ce ca un sfredeluș. Oriunde este dușit dimineața și seara, zic, să știi, mama că îmi place cuvântul ăsta, poți să mi-l spui, sfredeluș. Și, și m-am uitat și îndexe cuvânt frumos, înțelegeți? Și foarte fain să spun că ești un sfredeluș. Știi să intri, că zic, mamă, știi ce vreau? Să poți să intri la ta, ok? Fiți așa, că asta ne cere Dumnezeu. Ah, ce frumos acum să vedeți voi ceva legat de apreciere. V-am promis, uitați-vă. Pentru el, încântarea cântărilor. Aveți, uitați-vă câte versete interesante. Numele tău o mireasmă. Iubitul inimii mele. Prea iubitul meu este al meu. Pentru ea, la fel, aveți o grămadă. Prea iubita mea. Ce lipici sunt în dezmerdările tale, doamnelor, dezmerdați bărbații că și au nevoie. Fraților, adevărat că avem nevoie de dezmerdare, ia să văd. Cine are nevoie? Eu am nevoie. Uitați-vă, da? Așa, așa, mulțumesc. Exact, vedeți? De, de, puțin înapoi, de puțin înapoi, așa. Bun, fiți atenți și am scris eu acolo, ca un crin, așa a citit, da? Uitați-vă, în special, soțiile vor și le place să audă aceste cuvinte, chiar și la bătrânețe. Sunteți de acolo, doamnelor? Bun, acum uitați-vă ce urmează acolo. Dă următorul lucru. Vreau să aud de la tine cele două cuvinte, bărbate, și eu spune, Au spatele! Păi, ce să mai spui la bătrânețe? Au! Dar spune: Au, ce dragă, mi-ești și la bătrânețe. Vă garantez că avem nevoie. Flacăra Domnului nu se stinge nici la bătrânețe. Amin! Vă rog să nu uitați. Mergem mai departe. Oh, lasă, lasă, lasă. Te rog acum să dai pe rând. Bine, oprește puțin. Eu vreau să vă citesc exact acolo, ca și cum sunt în o situație. Ce s-a întâmplat ani în urmă? Eram în Italia. Nu, de le înapoi. ah, stă, mă uit aici, nu acolo, scuze. Eram în Italia și am găsit-o pe un site în limba engleză. Mama și când a mama, asta e fain, să o folosesc în cadrul ăsta și la toate le folosesc. Să aveți o chestie. Când ne începem, ce frumos vorbim, cât de drăguți suntem și atenție, când sita românește se văchește, ne schimbăm limbajul, ceea ce e foarte Graf, cu asta o să închem, că și poftă de mâncare. Hai, eu citesc exact, ea spune, servus, el am așteptat acest moment de mult ca să sosească. Ia, iubitule, ai vrut să mă părăsești? El, nu, ce ți-a venit în minte? Mă îmbolnăvesc numai când mă gândesc la tine. Ia, oh, mă iubești cu adevărat? El da tot timpul, toate orele de dimineață până seara, târziu. Ia, ai putea să mă trădezi? El. El, de la el. Nu, niciodată. Dar de ce mă întrebi? Ia, ai vrea să mă săruți? Da, ori de câte ori voi avea șansa aceasta. Ia, tu ai putea să mă bați? Nu, ești nebună. Cum aș putea să fac eu acest lucru? Ia, mă pot încrede în tine? El, da. Și ea spune, o, oh, iubitule, fiți atenți acum, acum luați de jos în sus, bine? O, oh, iubitule, da. Mă pot încrede în tine? Ești nebună. Cum aș putea să fac eu acest lucru? Tu ai putea să mă bați? Da, ori de ori avea șansa aceasta. Ai vrea să mă săruți? Nu, niciodată, de ce mă întrebi? Ai putea să mă trădezi de înapoi? Ai putea să mă trădezi? Nu mă, nu chiar acolo. <răzări> El, da, tot timpul, toate diminețile, de dimineață până seara târziu. Ok, scuze că ai dat prea repede. Lasă-o pe aici. Mere înapoi, mere așa, lasă-o aici. A, oh, mă iubești cu adevărat. Nu, ce ți-a venit în minte? Mă bolnăvesc numai că mă gândesc la tine. Ok, iubitule, ai vrut să mă părăsești? Am așteptat acest moment de mult ca să sosească. Și ea spune? Servus. Interesant? Foarte interesant s-a părut. Go ahead! Mereu înainte, niciodată înapoi. Vă rog mult, bine? Doar te zici cum a fost atunci. Dacă a fost bine, bine, dacă nu, nu te mai gândi. Lasă trecutul. Mi-a cu soția o decizie, să știți că funcționează. Vă dau ca principiu, da? Orice zi este o zi nouă. Vă rog să nu uitați, bine? Și dacă ieri a fost o zi în care v-ați certat, ați rezolvat, ascultați-mă bine, aruncați în adâncul mării și aruncați cheia în adâncul mării. M-ați înțeles? Vă rog să nu uitați. Așa că mereu înainte și vom învinge și ați căpătat o poftă bună de mâncare. Mulțumesc foarte mult! Să fiți binecuvântați!